În dimineața de 24 decembrie 1989, locuitorii blocurilor din zona pieței Orizont din cartierul Drumul Taberei aveau să descopere în plină stradă urmele unui adevărat măcel petrecut în timpul nopții. Intrarea în fostul sediu al Ministerului Apărării Naționale era presărată cu cadavre împrăștiate pe șosea, cu sute de gloanțe de mărimi diferite și cu bălți de sânge înghețate. Cele mai multe cadavre erau carbonizate până la pierderea oricărui reper ce ar fi putut servi la identificare. În mijlocul acestui tablou oribil, trona capul uneia dintre victime, detașat de restul corpului și arborat pe post de trofeu, sprijinit într-un cauciuc și cu o țigară înfiptă în figură ce se blocase într-o mimică a durerii din ultimele secunde de viață. Capul desprins de trup a zăcut pe tab mai bine de 24 de ore. Majoritatea cetățenilor care treceau prin zona Orizont nu ezitau să scuie pe capul abandonat, să lovească violent cu picioarele sau să urineze pe el. Era rodul unei diversiuni macabre și al intoxicării continue din timpul nopții, când au abundat mesajele televizate ce dădeau ca sigur asaltul final al teroriștilor fideli fostului regim. Terorist a încercat să atace sediul armatei. Aceasta era nu o ipoteză, ci era cea mai spectaculoasă certitudine descoperită în acea dimineață într-un cartier din București. A trebuit să mai treacă ceva timp pentru ca pasiunea isterică din primele zile să se dizolve, iar rațiunea să-și reintre în rol și să reconstituie adevărata identitate a acelui cap, desprins dintr-unul dintre corpurile ce umpleau șoseaua pe 24 decembrie 1989. Era al colonelului Gheorghe Trosca, șeful de stat major în cadrul unității speciale de luptă antiteroristă, USLA. Povestea măcelului din fața Ministerului Apărării, unul dintre episoadele cele mai grotești și sângeroase ale Revoluției, nu a fost nici până astăzi făcută publică. În spatele ei stau confuzia, dezinformarea și, nu în ultimul rând, furia ce deveniseră deja mărci înregistrate ale momentului decembrie 1989. Măcelul din fața fostului sediu al Ministerului Apărării Naționale a avut loc într-o noapte în care ochii românilor erau lipiți de ecranele televizoarelor. Revoluția se petrecea în direct, în timp real. Tot ceea ce astăzi pare încălcit și fără sens era la acel moment extrem de clar. Lumea se împărțise în cei buni și cei răi. În 24 decembrie 1989, locuitorii câtorva blocuri din drumul Taberei aveau să pună în aplicare ce auziseră la televizor. A fost nevoie de câteva cadavre, ciuruite dinspre minister, de gândul că armata e cu noi, de o cauză a evenimentelor cu nu se putea mai relativă, ci diferea de la om la om și de cineva care să pronunțe cuvântul magic, teroriști. Scenele de cruzime ce au urmat au fost cel mai potrivit final al teribilei farse cu iz de manipulare ce începuse cu o seară înainte. Oficial era clar, încă din ziua de 22 decembrie 1989, angajații unității speciale de luptă antiteroristă USLA predaseră armele sau participau la acțiuni comune cu armata pentru depistarea și anihilarea teroriștilor din București. Surpriza a sosit însă sub forma unui anunț șoc. În seara de 23 decembrie, general de armată Ion Hortopan, figură controversată a Revoluției, cel care condusese personal represiunea armată din zona hotelului Intercontinental, ordonată de către fostul ministru al apărării Vasile Milea, la cerere expresă al Nicolae Ceaușescu, dădea navală într-o întâlnire dintre generalul Gheorghe Ardeleanu, șeful USLA, și alți oficiali ai FSN. A avut loc un schimb de focuri la marginea Bucureștiului. În urma acestuia, plutonierul major Popa Ioan Ștefan a fost capturat, făcea parte din USLA. A fost anunțul care a pus pe jar pe toți cei prezenți. Potrivit acestora, Ardeleanu ar fi exclamat la auzul veștii: "Cred că în spate este Trosca. El mi-a făcut asta." Câteva ore mai târziu, generalul Ardeleanu primește un telefon de la generalul Nicolae Militaru, aflat la acel moment în sediul MAPN. Militaru tocmai fusese numit ministru al apărării de către Ion Iliescu în locul generalului Victor Atanase Stânculescu. Generalul Militaru îi transmite lui Ardeleanu că există grupuri de teroriști în blocurile de peste drum de sediu instituției și îi ordonă să trimită întregul personal al USLA la minister pentru a înlătura pe trăgători.
La acel moment, în Uzla erau înregimentate 757 de persoane cu rang militar. Dintre acestea, 30 erau de gardă la diverse ambasade, iar alte 80 fuseseră trimise la Sibiu. Dintre cei 647 de uslași rămași la ordine, generalul militaru ceruse că numai puțin de 600 să se prezinte la Ministerul Apărării Naționale. Au fost trimiși doar 18. Ordinul lui Nicolae Militaru este transmis de Gheorghe Ardeleanu către colonelul Ion Bleort. Acesta raportează că lângă el se afla chiar colonelul Gheorghe Trosca, șeful de stat major în cadrul USLA. Ordinul ajunge la Trosca. Acesta alege 14 persoane, le plasează în 3 ABI-uri, autovehicule ară cu un blindaj de tablă și pornește spre sediul MAPN. Soarta face ca unul dintre aceste ABI-uri să se defecteze și să fie lăsat în urmă, cu tot cu militari aflați în interior, în zona Gării de Nord. Pe drum este preluat și Constantin Isac, unul dintre oamenii de decizie ai FSN, responsabil cu legătura dintre stat și trupele USLA. Autovehicule se deplasează spre drumul taberei, însă, imediat după intrarea în cartier, raportează că există un grup de tancuri și blindate ale armatei care trag chiar în direcția Ministerului Apărării. Bleort transmite mesajul către șeful său direct, comandantul USLA, Gheorghe Ardeleanu, care îl anunță pe generalul Militaru. Mai mulți martori ai momentului au spus de-a lungul anilor că militarul s-a retras în anticameră, unde a purtat o convorbire telefonică timp de câteva minute cu o persoană necunoscută. Între timp, în fața ministerului, cele două ABI-uri se opresc în fața unui tank cu luminile stinse, cum primiseră ordinul prin stație. Constantin Isac a povestit acele momente într-o întâlnire cu niște oficiali ai SRI. Ni s-a spus să ne oprim în fața unui tank cu luminile stinse. Asta însemna că există comunicare între USLA și MAPN și de asemenea cu tankul. După aceea mi s-a transmis să mă dau jos, să o iau pe lângă tankul din față și să intru în minister, iar ei să-și continue misiunea. Nu am apucat să mai cobor, pentru că i-au tras o rafală dintr-un blindat din stânga noastră. Au fost răniți luptătorii USLA de pe bancheta din spate. Unul a fost lovit în umăr, iar altul în maxilar. Am comunicat că se trage și că avem 2 răniți. Ne-au comunicat că tankul ne va da 3 semnale luminoase, după care ne va conduce. Am primit semnalele și am făcut și noi 3 semnale. În loc să plecăm, am intrat din nou sub rafala tankului din stânga. Așa începea carnajul din drumul taberei. Teroriștii, ascunși în tufișuri, motivul invocat de ministrul apărării general Nicolae Militaru pentru convocarea lui Trosca și a oamenilor săi erau de negăsit. Și mai straniu, odată sosiți la fața locului, militarii USLA nimeriseră sub asaltul a ceea ce păreau a fi chiar dispozitive de luptă aflate în dotarea MAPN. Ajuns în fața Ministerului Apărării, colonelul Gheorghe Trosca transmite un mesaj halucinant celor rămași la sediul USLA. Armata trage asupra propriului sediu. Îi se promite protecție, ba chiar primește instrucțiuni privind semnalul de recunoaștere. Nici nu apucă să-l folosească însă. Tancurile și blindatele din fața MAPN deschid foc automat în direcția uslașilor. Ne omoară ăștia. Primul răcnet care se aude în zgomotul rafalelor ce loveau vehiculele USLA este cel al lui Constantin Isac, reprezentant al FSN și responsabil cu legătura dintre noua putere și trupele USLA. Jos, că ăștia ne omoară, striga Isac. Primul coboară Trosca, urmat de Isac și de șoferul unei dintre ABI-uri. Colonelul se ascunde în dreptul roții din spatele mașinii, în timp ce Isac se tântește pe burtă într-un unghi mort pentru tancul ce trăgea asupra lor. Gloanțele treceau prin mașină și îmi săreau schije în picioare. Trosca s-a îndreptat apoi către al doilea vehicul, cerând să intre. Eu am sărit peste un cadavru și peste un gard viu și m-am ascuns între gard și partea de jos a blocului. M-am orientat către niște mașini parcate. M-am băgat sub o Skoda acoperită cu o prelată, a povestit Constantin Isac. Rănit în picior, acesta petrece următoarele ore sub mașina parcată. Într-un final, reușește să iasă și, tărându-se, se adăpostește în apartamentul unui prieten care locuia în zonă. 8 membri ai USLA aveau să moară în acea noapte, în frunte cu șeful lor, colonelul Gheorghe Trosca. După un model demn de vremurile preistorice, trupurile acestor au fost lăsate în stradă. Pe frunțele lor au fost scris teroriști sau trădători. Trosca a fost decapitat. Corpul acestuia a fost lăsat să zacă în stradă,
iar capul i-a fost așezat pe un cauciuc cu o țigară înfiptă în gură, imposibil de identificat în spatele straturilor de noroi și fum depuse. Captivi ai diversiunii, teroriștii sunt printre noi, susținută prin toate mijloacele posibile în acele zile, trecătorii din drumul taberei nu au ezitat să scuipe sau să urineze pe trupurile neînsuflețite. Era modul lor de a-și exprima ura față de fostul regim. Cei 5 supraviețuitori ai carnagiului din drumul taberei au fost Romulus Garz, Ștefan Șoldea, Petre Găinescu și Ionel Păduraru, membri ai USLA, și Constantin Isac, reprezentant al FSN. Mărturiile acestora exprimă perfect confuzia totală ce planează asupra misiunii pentru care au fost chemați în drumul taberei. La un moment dat, avent un capitan de aviație, m-a coborât de NABI pe ușa din spate, conducându-mă până în sediul meu APN, într-o încăpere în care erau colonelul Gheorghe Ardeleanu, generalul Nicolae Militaru și generalul Iulian Vlad. Pe lângă cei cunoscuți se afla și un civil cu barbă albă, despre care am aflat că era Gelu Voican Voiculescu. Acesta mi-a cerut date despre organizarea, componența și funcționarea unității, datele mele personale, cu ce misiune am venit. În timpul anchetei am fost întrebat de două ori dacă colonelul Trosca mai trăiește sau nu, povestea Ștefan Șoldea în aprilie 1990 pentru Zigzag Magazin. Enorma farsă privind prezența teroriștilor în tufișurile din jurul sediului MAPN și chemarea trupelor USLA pentru anihilarea acestora au continuat și după reținerea supraviețuitorilor. Ștefan Șoldea povestește că, după ce a fost reținut, a fost supus unui test de urină pentru a dovedi că nu este terorist. Una dintre celebrele ipoteze lansate la televizor în acele zile era aceea că teroriștii erau persoane drogate de securitate pentru a trage fără somație în revoluționari. Inexistența teroriștilor este susținută și de mărturiile locatarilor din blocuri aflate în zona carnagiului. Membrii unei familii au declarat că au fost vizitați în mai 1990 de doi indivizi cu legitimații de miliție, care le-au transmis că schimbul de focuri din 23-24 decembrie 1989 avusese loc între două unitățile armatei și că nu au existat teroriști. După ce Ion Ilescu l-a numit ministrul apărării, Nicolae Militaru a ordonat uciderea celor care îi dovedise trecutul de spion. Colonelul Gheorghe Trosca lucrase la dosarul Corbi, demonstrând colaborarea lui Militaru cu Serviciul de Informații al Armatei Sovietice, GRU. Pentru asta a plătit cu viața. La 23 decembrie 1989, ora 20, generalul Nicolae Militaru dădea unul dintre primele ordine de după numirea sa în funcția de ministru apărării. În biroul situat în sediul MAPN, Militaru îi cerea imperativ șefului Unității Speciale de Luptă Antiteroristă USLA, colonelul Gheorghe Ardelean, să trimită toți oamenii pe care avea la dispoziție pentru a lichida teroriștii din tufișuri. Nominalizarea era explicită. Conducătorul misiunii, care avea să dovedească a fi una sinucigașă, era colonelul Gheorghe Trosca, șeful de stat major al USLA. În confuzia care bântuia cele zile de decembrie 1989, telefonul dat în acea seară de către generalul Nicolae Militaru urma să devină primul moment dintr-o serie de reacții, tip cauză-efect, încheiate în adevărate băi de sânge. În orele și zilele ce au urmat numirii lui Militaru de către Ion Ilescu, o serie de morți extrem de suspecte aveau să mute coordonatele revoluției de la o revoltă populară la adevărate reglări de conturi.